În Timiș, 14 localități vor beneficia de finanțare pentru actualizarea planurilor urbanistice generale. Au fost semnate contractele de finanțare la Consiliul Județean. În calitate de beneficiar intermediar, CJT a obținut peste 6 milioane de lei din fonduri alocate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, care vor fi distribuite către aceste unități administrativ-teritoriale. Criteriile de selecție au fost stabilite de minister. Sumele alocate vor sprijini atât elaborarea unor planuri urbanistice noi, cât și actualizarea celor existente. Este un moment important pentru aceste localități pentru că planul de urbanism general reprezintă o posibilitate de planificare strategică a dezvoltării localității, atât din punct de vedere urbanistic, dar și din punct de vedere economic și social. Iar mai ales în zona periurbană, și aici sunt și câteva localități din zona periurbană, această reglementare din punct de vedere urbanistic este cu atât mai importantă cu cât efervescența modificărilor urbanistice în zonă și a dezvoltărilor urbanistice este mult mai mare decât în restul județului. Localitățile beneficiare sunt Becicherecu Mic, Birda, Bogda, Bucovăț, Coșteiu, Criciova, Deta, Dudești Noi, Fârdea, Lovrin, Mănăștiuri, Nițchidorf, Uivar și Voiteg. Multe dintre acestea funcționează pe puguri vechi de zeci de ani, care nu sunt adaptate la schimbările apărute pe teren. Pentru Comuna Bogda, planul urbanistic general reprezintă o prioritate pe care mi-am asumat-o de la începerea primului mandat din 2020, întrucât la Bogda funcționăm pe un pug din anul 1997, care este depășit de dezvoltarea actuală a comunei. Planul urbanistic general pentru Comuna Coșteiu a fost elaborat în urmă cu 15 ani. Ne doream acest lucru să-l actualizăm. Mulțumim pentru faptul că astăzi am putut să semnăm un protocol și îl vom actualiza planul urbanistic general. E foarte important pentru a-l actualiza, deoarece la fiecare proiect trebuie să ne prezentăm cu acest plan urbanistic general. Pentru Comuna Fârdea, planul urbanistic general înseamnă o șansă reală de dezvoltare, cu atât mai mult cu cât de anul acesta a devenit stațiune turistică de interes local. Vrem să facem zone întregi și sute de hectare pe care vrem să le transformăm în intravilan. Avem o zonă generoasă care ne și permite asta. Avem, pe de altă parte, două părți de lac foarte generoase ca suprafață, unde avem finalizat cadastrul general, ori acolo putem legifera exact așa cum trebuie, în sensul că îmi doresc parcele mari de 1000 de bucăți, îmi doresc cabane cu un anumit tip de arhitectură și acest pug ne va ajuta pe toți să creăm un lac surduc exact așa cum trebuie pentru județul Timiș. Pugurile sunt esențiale pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare funcțională a localităților, definirea coridoarelor de tranzit și integrarea acestora în contextul teritorial național, zonal și județean. Actualizarea lor este necesară la fiecare 10 ani.